O victorie importantă, dar în același timp ne responsabilizează, pentru că noi am venit în fața nemțenilor cu un program concret, o campanie dusă pe o prezentare a proiectelor și ceea ce avem de făcut în următorii ani. În primul rând vreau să mulțumim tuturor nemțenilor care ne-au acordat votul lor. De asemenea, vreau să mulțumesc tuturor organizațiilor care în această perioadă de campanie electorală au muncit foarte, foarte mult și și-au asumat proiectul nostru. Îmi pare foarte rău că într-adevăr am pierdut câteva primării, am câștigat județul și de acum intrăm într-o altă perioadă în care asta vrem să facem pentru cetățenii județului Neamț, să implementăm aceste proiecte atât de necesare. Este o mare șansă și pentru locuitorii din Piatra Neamț, pentru că după atâta timp primăria Piatra Neamț este condusă de Partidul Social Democrat. Îl felicit pe Adrian Niță pentru această victorie. Avem multe proiecte pe care urmează să le facem în comun și va urma o perioadă în care, într-adevăr, lucrurile vor fi foarte bine puse la punct.